Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Astăzi, iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, suntem în fața unei noi teme, bineînțeles cu un nou invitat, o persoană prietenă emisiunii noastre și de asemenea o foarte cunoscută activistă în domeniul pro-viață. Așa că, fără să mai întârziem, îi spunem un venit domnișoarei Alexandra Nadane, președintele Asociației România pentru Viață. Bine ai venit, Alexandra! Bine v-am găsit, mulțumesc tare mult pentru invitație. Mă bucur că suntem din nou față în față la o nouă ediție, la o nouă discuție, într-un nou format și de data aceasta vom relua discuția noastră despre politicile pro-viață, bineînțeles, într-un nou, să spunem, concept și anume de a pune în față ideile sau conceptele pro-avort și pe cele pro-viață. De data aceasta voi fi puțin mai diferit decât sunt de obicei, în sensul că voi aduce în fața ta câteva din cele mai cunoscute argumente sau categorii de argumente din zona politicilor pro-avort, argumente care, bineînțeles, cu ajutorul tău le vom vedea demontate în seara aceasta. Așa că, înainte de a intra în tema emisiunii și a vedea care sunt cele mai cunoscute, să spunem, motive, argumente pentru ca o persoană să susține pro-viață sau pro-avort, aș vrea să ne aducem aminte puțin despre ceea ce faci tu, activitatea ta și, bineînțeles, a organizației pe care o conduci, Asociația România pentru Viață. Așa cum știți, eu am început să mă implic în ceea ce înseamnă pro-viață și în sprijinirea femeilor în criză de sarcină, pornind de la o experiență pe care am avut-o la vârsta de 16 ani, când am întâlnit o tânără de 24 de ani, însărcinată, dornică să se bucure de nașterea copilului ei, dar care era presată de părinți să facă avort și amenințată că va fi dat afară din casă. În urma unei discuții personale și a unui sprijin pe care am încercat să-l ofer, a unei campanii pe care am organizat-o, această tânără și-a născut copilul, s-a căsătorit, iar familia a fost foarte bucuroasă că s-a născut un copil în această familie. Practic, așa cum am mai spus și în alte dăți, experiența mea, implicarea mea pleacă în primul rând de la experiențele femeilor în criză de sarcină, de la mărturiile femeilor care au trecut prin trauma avortului și știu ce înseamnă asta, de la experiențe și realități concrete, nu de la o bază ideologică. În plus, atitudinea mea este următoarea și eu și o invitație lansată către toți cei care ne urmăresc. Invitația pe care am lăsat-o și în Parlamentul European și cu alte ocazii, hai să vedem, dincolo de dezbaterea pro-viață, pro-avort, ce facem în mod real pentru femeile în criză de sarcină, pentru că dezbaterea aceasta nu este simplă. Dincolo de argumente pro sau contra, sunt realitățile femeilor însărcinate, dramele și presiunile cu care ele se confruntă. De exemplu, recent am trecut prin durerea pierderii unei femei, o tânără, dintr-un alt oraș din România, cu care am lucrat o lună de zile, am încercat să o sprijinim, să fim aproape, dar în cele din urmă prietenul ei a forțat să facă avort, a fost la un medic, a spus că plătește oricât ca acest avort să se întâmple, s-a întâmplat un avort ilegal la presiunea lui și până la urmă această tânără a murit. A murit plângând după copilul ei și această realitate trebuie să aveți în minte. Sunt foarte multe femei în România care știu foarte clar că avortul le face rău, că e ceva greșit, dar drama din jurul lor e atât de puternică și lipsa de sprijin atât de mare, încât uneori ajung să facă avort plângând și să regrete această decizie. Este uimitor ceea ce se întâmplă și cu siguranță ai o mulțime de mărturii, experiențe de viață ale persoanei cu care ai avut, să spunem, șansa de a discuta, de a aduce, să spun, un sprijin persoanelor respective. Așa că, de-a lungul acestei discuții, te rog, ori de câte ori este nevoie să ne mai spui din experiențele acestea, pentru că, până la urmă, orice ar spune noi, orice argument teoretic pe care l-am aduce în fața telespectatorilor noștri nu se compară cu nimic cu ceea ce, de fapt, se învață din propria experiență, din ceea ce tu ai văzut, ceea ce tu ai auzit și mai ales din, să spunem, succesele pe care le-ați avut până acum. Sunt o grămadă de persoane care v-au ascultat sfatul și au mers mai departe cu nașterea copilului, dar au fost și cazuri ca acesta de care tocmai ne-ai amintit, că la presiunea cuiva sau știu eu, datorită unor condiții extreme, cineva până la urmă
urmează calea aceasta avortului și povestea vieții are un final nefericit. Ne pare rău să auzim asemenea experiențe, dar fac parte din viața noastră și tocmai de aceea încercăm să discutăm, să conștientizăm și să aducem în atenția celor care ne urmăresc importanța acestor concepte a vieții. Și noi asta facem, susținem viața de la concepție până la moarte naturală. Primul argument pe care vreau să ți-l aduc în seara aceasta este o categorie aparte și spun că are legătură cu biologia, cu antropologia, dar se referă la ființa umană și, în general, cei mai cunoscuți activiști și oamenii care încearcă să justifice acțiunea aceasta de a termina viața unui copil, a unei noi ființe care urmează să se nască, acest argument se referă la practic la viața, umanitatea și persoana celui care urmează, a fătului. Da? Se spune că persoana respectivă sau de fapt celulele acelea care există în uterul mamei nu ar fi o persoană, nu au viață, sunt de fapt ceva adițional, câteva celule în plus pe care le putem îndepărta fără niciun regret, fără nicio urmă de părere de rău, pentru că ele nu reprezintă viața și practic fac parte din femeia însărcinată, iar ea este 100% responsabilă cu cea fără niciun regret. Bănuiesc că te-ai întâlnit cu explicația aceasta, cu motivația aceasta. Cum vezi tu poziția unei persoane pro-viață referitoare la acest argument? Poziția mea întotdeauna pleacă de la binele mamei și al copilului. Întotdeauna când ne gândim la criza de sarcină, la trauma pe care o produce avortul, ne raportăm atât la răul pe care avortul produce asupra femeii și asupra familiei, cât și asupra copilului. Și aici sunt două aspecte diferite. În ultimii ani, din ce în ce mai mulți oameni devin pro-viață din două motive. Pentru că tehnologia și știința au evoluat foarte mult și sunt disponibile din ce în ce mai multe filmulețe cu dezvoltarea copilului în pântecele mamei. Sunt disponibile din ce în ce mai multe informații științifice. De exemplu, realitatea că inima unui copil bate de la 16 zile, că un copil în pântecele mamei are un ADN diferit, este un corp, un suflet diferit din prima secundă a concepției, dar și acești oameni devin pro-viață și pentru că conștientizează realitatea dureroasă a avortului. Din ce în ce mai multe femei vorbesc despre crize de sarcină, spun mărturile, spun suferințele prin care au trecut. De exemplu, chiar luna trecută noi am avut o campanie la Asociația pentru Sprijinirea Femeii Însărcinate și a Familiei, care are cele două centre, și am strâns fonduri pentru 100 de kituri bagajul mamei pentru naștere. Și a sunat o doamnă care a spus că are 82 de ani, că își dorește să achiziționeze câteva astfel de kituri pentru a ajuta femei în criză de sarcină, pentru că în urmă cu 60 de ani, la vârsta de 19 ani, a fost presată să facă avort și a rămas cu durerea acestui avort, cu durerea pierderii acestui copil. Și oamenii văd, chiar și cu ocazia Marșului pentru Viață și cu alte ocazii, prin broșurile de mărturii, văd aceste experiențe. Aceste femei nu ar trăi această traumă zeci de ani la rândul dacă acolo nu ar fi o viață, dacă ar fi orice altceva. Vedeți foarte bine, femeile nu au o traumă după ce, să zicem, fac o operație, o intervenție chirurgicală, însă trauma aceasta de după avort arată că acolo e vorba de un copil și de o pierdere mult mai mare. Exact. Asta este o explicație foarte, foarte, foarte bună, în sensul că inclusiv chiar dacă ți se amputează o mână sau știu eu, o chestie, o operație foarte dificilă, o tumoare dacă vorbim, în afară de durerea aceea fizică, da, a îndepărtării unei părți din corp, nu există o chestie psihologică, ceva sufletesc care să te doară, care să te marcheze. Zeci de ani să-ți aduci aminte că de fapt tu ai avut o extracție de măsea, da? O intervenție chirurgicală undeva în corpul tău. Aici când e vorba despre îndepărtarea unei ființe, unui copil, te marchează pentru toată viața. Sunt oameni și aici sunt femei însărcinate care după ce fac lucrul acesta nu uită până, practic se duc cu problema aceasta sufletească până în mormânt. Așa este și mai există un aspect, copiii care se nasc prematur. Unii se nasc
la câteva săptămâni, unde iau câteva sute de grame și vedem faptul că vedem pozele lor, vedem că sunt formați, că au mânuțele formate, că au piciorușele formate. Clar, acolo e un corp distinct, cu înfățișarea umană, o ființă umană de sine stătătoare, care a fost trimisă de Dumnezeu cu un scop în această lume, cu o vocație și cu o menire. Aș porni chiar cu un exemplu, aș merge mai departe cu un exemplu chiar mai apropiat mie, și anume cu experiența pierderii unei sarcini de către soție. Mi-aduc aminte experiența prin care am trecut noi ca familie și acum, după ani de zile, discutăm despre treaba asta ca și cum s-a întâmplat ieri. O chestie care, într-adevăr, pe noi ne-a marcat atunci, la vremea respectivă. A fost o experiență nefericită, dar am acceptat-o ca fiind voia lui Dumnezeu la vremea respectivă și ne dăm seama că, de fapt, ne-a marcat inclusiv lucrul acesta, care, până la urmă, nu a depins de noi și așa a fost să fie, să știți. Deci, inclusiv această experiență dovedește că, de fapt, celulele acelea despre care se tot vorbește în propaganda pro-avort sunt, de fapt, ființe, celulele unei ființe umane care are viață și care, într-adevăr, urmează să se nască. Foarte importantă explicația. Îți mulțumesc și aș merge chiar puțin mai departe la un alt argument, și anume la acela legat de drepturi. Se spune că corpul meu, dreptul meu, da? O metodă de a promova politica aceasta pro-avort răspândită peste tot. În engleză îi se spune, poate e mai cunoscută respectatorul nostru, My Body, My Choice. Foarte cunoscută în zona aceasta pro-avort. Și se pleacă de la premisa că ființa aceea de câteva săptămâni nu ar avea niciun drept. Din punct de vedere constituțional sau poate știu eu, legislativ, ea nu are niciun drept. Ba mai mult, sunt state în lume care au permis întreruperea de sarcină până la stadia avansată de dezvoltare, da, până aproape de naștere. Și, practic, cu alte cuvinte, ni se spune în față că până nu se naște, ființa aceea nu are niciun drept. Nu e recunoscut, nefiind născut, practic, nu reprezintă un om, nu reprezintă ceva de luat în seamă și se poate îndepărta la fel ca orice altceva, ca o problemă pe care avem din punct de vedere medical. Fiind vorba de drept, este normal ca cineva să spună că o altă ființă, mama purtătoare, mama însărcinată, să aibă drept de viață și de moarte asupra copilașului ei, care încă este acolo în locașul lui. Problema aceasta se poate discuta pe mai multe paliere, însă aș începe cu o zonă mai profundă, ca să spun așa. Există o comuniune foarte puternică între mamă și copil, conștient sau mai puțin conștient, în momentul în care o femeie rămâne sărcinată, între ea și copilul ei se formează o relație de dragoste foarte profundă. Și mișcarea pro-viață a susținut dintotdeauna această idee că nimeni nu trebuie să rămână neiubit, că dragostea, atenția și grija noastră trebuie să se îndrepte atât către mamă și copil. Ne pasă, ne interesează și de copil și de mamă, și de mamă și de copil, pentru că dacă femeia sărcinată este bine, dacă ea este sprijinită, dacă ea este iubită, dacă este protejată, și copilul va fi bine. La fel, dacă copilul este bine, și mama va fi bine. Însă, din păcate, mișcarea pro-avort, această ideologie foarte puternică în societate care a venit în ultimii ani, ce a făcut? A pus în conflict mama și copilul. I-a spus femeii, tu nu te poți realiza, tu nu poți reuși în viață decât dacă renunți, decât dacă lipsești copiii tăi de această șansă de a se naște, decât dacă îi sacrifici, deși cuvântul sacrificiu are un sens înalt, dacă îi renunți la ei pentru ca tu să reușești. Tu nu poți reuși profesional, personal, decât dacă renunți la copiii tăi. Pe când asta este o minciună foarte mare din cauza căreia foarte multe femei au suferit. Și, din fericire, în ultimii ani sunt din ce în ce mai multe femei care demonstrează acest contrariu, care reușesc să ajungă femei de succes și sunt și mame extraordinare, care sunt, de exemplu, o mulțime de mărturii cu tinere care au rămas însărcinate în timpul facultății și au luptat pentru viața copilului lor și au reușit să absolve facultate, să devină profesioniste într-un domeniu. Adică
noi, ca cei care suntem pro viață, cei care încercăm să ajutăm, e foarte important să restaurăm această legătură dragostei, în care și mama și copilul să fie sprijiniți și societatea să creeze instrumente de sprijin, centre, programe de sprijin, astfel încât o femeie să se simtă înțeleasă, să se simtă sprijinită, să meargă mai departe alături de copilul ei. Deci, practic, problema aceasta a dreptului între mamă și copil se datorează lipsei conexiunii, practic, îndepărtării acestui sentiment de apartenență. Punerea în conflict de către ideologia pro-avort a mamei cu copilul, adică așezarea mamei și copilului într-o poziție de conflict și lipsa de dragoste și lipsa de preocupare. Pentru că dacă am avea dragoste, ne-ar preocupa pe amândoi. De amândoi. Gândiți-vă într-o situație, de exemplu, când partenerul își presează prietena sau iubita să facă avort. De fapt, el ce face acolo? Nu își asumă responsabilitatea și dragostea față de amândoi și atunci face presiuni ca să scape de responsabilitate. Ce se întâmplă de cele mai multe ori după ce obține avortul, partenerul respectiv pleacă și nu-i mai pasă nici de femeie. Deși multe femei fac avort ca să-și salveze relația sau crezând că nu o să piardă partenerii. Adică este această punere în conflict este un semn de lipsă de dragoste și responsabilitate. Pentru că dacă am iubit și am ține cu adevărat la femeie și la binele ei, am face tot ce putem ca ea să se bucure de copil și să aibă un cadru în care să se dezvolte împreună. Aș merge puțin mai departe și aș spune că acest concept este chiar prezentat ca un model de emancipare a femeii. Faptul că ea este stăpână, că poate lua decizii, că poate oricând opri o naștere, poate fi egală cu bărbatul, este prezentat așa în public ca o etapă în emanciparea femeii. Poate fi egală cu bărbatul, poate să facă absolut orice, nimeni nu poate opri, nu poate nimeni întoarce la valorile acelea tradiționale, mult, să spun, blamate. Deci, oarecum, ceea ce spui tu este foarte important și anume demonstrez că și femeia care naște și poate naște chiar mai mult decât un singur copil, de fapt, ea prin datoria aceasta de mamă, prin dragostea pe care și-o exercită, de fapt, evoluează întru totul, inclusiv profesional, inclusiv în tot ceea ce face, fără să afecteze, să spunem, nimic din ceea ce și-ar dori ea, ca orice persoană care își dorește ceva să facă ceva în viață. Întotdeauna văd că copiii sunt piedica, întotdeauna sunt prezentați ca obstacolul care stă în calea succesului femeii, a relației, a copilului, să spunem, a familiei, a carierei, a absolut orice. În 12 ani de implicare pro-viață am văzut foarte multe cazuri de crize de sarcină și am văzut foarte multe cazuri în care femeile erau prinse în relații abuzive, în relații toxice, în probleme foarte dificile de viață și le era greu să găsească motivația să iasă din ele. Când a apărut un copil și au decis să păstreze sarcina și au născut, au simțit că au un sens în viață, că au un motiv pentru care să lupte și au reușit, datorită acelui copil, chiar sunt câteva mărturii în care femeile spun, uite, copilul meu mi-a salvat viața, pentru că acel copil le-a dat motivația, le-a dat puterea de a lupta pentru viață și de a merge mai departe. Și aș da un scurt exemplu. În urmă cu câțiva ani, a ajuns la noi o tânără de 29 de ani, cu facultate și terminase studiile, avea o afacere a ei, a rămas însărcinată în mod neașteptat, partenerul întâi a dat bir cu fuziții, după care timp de 2 săptămâni a stat la ușa ei și a presat-o în continuu să facă avort. Ei era foarte teamă de viitorul ei, de ce se va întâmpla, afacerea ei era într-un moment instabil atunci. Până la urmă a păstrat sarcina, cineva a sprijinit-o cu o indemnizație pe parcursul sarcinii și după. Iar după ce a trecut această perioadă de criză și copilul a crescut un pic, ea și-a reluat afacerea, și-a luat propria ei casă, a ajutat alte femei în situații de criză și întotdeauna a spus acest mesaj pe mine, acest copil m-a ajutat, m-a motivat să mă dezvolt și să merg mai departe. Deci copiii sunt copiii pot da motivație, pot ajuta la dezvoltare, nici de cum să fie o piedică. Frumoasă mărturie, slavă Domnului! Și eu am avut ocazia să văd femei de carieră cu foarte mulți copii. Am avut posibilitatea să stau de vorbă cu șefa de cabinet a președintelui Rivlin, președintele Israelului, care avea acasă 11 copii. O femeie de succes, foarte profesionistă în ceea ce făcea, dar, bineînțeles, cu ajutorul soțului și cu ajutorul părinților ei,
au reușit să țină foarte bine și copiii uniți, fiecare cu școala lui, cu preocupările lui și, bineînțeles, și jobul acesta foarte important la un nivel al administrației prezidențiale destul de dificil, a spune, să fii șeful de cabinet al unui președinte e destul de... și o femeie foarte, foarte, să spunem așa, pro-viață. Deci sunt povești de succes și în domeniul acesta. Așa că, inclusiv argumentul acesta că un copil te-a de sus cariera nu stă în picioare oricât de multe explicații am dorit. Dacă ești profesionist și vrei și iubești viața, cu siguranță vei putea să le faci. Înainte să presez mai departe, e foarte important să fac o mențiune legată de sprijin. Ați spus legat de... ați vorbit de ajutorul soțului și al familiei. Sunt foarte multe cazuri în care femeile spun aș merge mai departe, aș păstra acest copil, dar pe mine nu mă ajută nimeni. Sau am crescut deja doi copii singură, mi este foarte greu. Și aici noi trebuie să schimbăm implicarea în comunitățile locale. Și am avut posibilitatea să descopere aceste detalii. De exemplu, înainte de comunism, comunitățile locale aveau responsabilitatea de a avea grijă de femeile însărcinate, de copii orfani, de copii care se nășteau cu anumite probleme. Ei, comunismul a venit și a distrus aceste comunități locale, a distrus sistemul de asistență socială din România, a distrus facultățile de asistență socială, a lipsit biserica de această posibilitate de a se implica social și ce a făcut în schimb? A făcut orfelinatele de mari dimensiuni, a preluat problemele omului, aparent că e treaba statului să le rezolve, omul s-a simțit bine că sunt preluate aceste probleme, dar de fapt a cultivat o cultură a irresponsabilității și aceste comunități locale s-au distrus, acest sprijin comunitar s-a distrus și foarte multe femei însărcinate vin și spun, eu nu am nici măcar o vecină sau pe cineva să lasă să stea cu copilul două ore să merg în oraș sau să rezolvă o problemă, nu are cine să mă sprijine și rolul nostru e să recreăm aceste mici comunități și programe de sprijin pentru ca aceste femei să se simtă bine primite în societate alături de copiilor. Așa să se întâmple, așa să ne ajute Dumnezeu să facem, să fim contextul acela ideal astfel încât să putem recrea, să spunem, familia aceea extinsă. Până la urmă, asta înseamnă familia extinsă și mă refer aici și la rudele de gradul întâi și la prieteni, nu mai vorbim de la societatea aceasta care într-adevăr trebuie să fie o societate pro-viață. Alexandra, foarte bine până aici, așa că merg mai departe cu un nou argument. Trecem într-o categorie aparte, un domeniu la care tu activezi de foarte mult timp și anume consilierea aceasta a femeilor în criză de sarcine. Femei care de obicei vin la tine și spun de problemele pe care le au, probleme sociale în special. Și când vorbim despre probleme sociale, ne referim la o familie poate cu mulți copii, are deja câțiva copii și nu-și mai permite din punct de vedere financiar să mai susțină viața unui alt copil. O situație maritală incertă, o altă problemă socială. De asemenea, nivelul financiar, soțul lucrează sau nu lucrează, bani mereu insuficienți pentru a putea merge mai departe. Nu toată lumea își permite. Știm cât costă cele necesare, cele minime necesare pentru creșterea unui copil. Nu mai vorbim după aia, după când se face mai mare, merge la școală. Deci necesită o anumită preocupare, o anumită situație astfel încât să o pot întreținere. Și știu că mult vin la tine și de obicei atunci când motivează avortul spun nu am cu ce să-l întrețin. Nu mi-am dorit ca acest copil, aș vrea să-l țin, să-l păstrez, dar situația în care suntem, nu avem casă, suntem prea mult, suntem înghesuiți. Mai mult, trăim cu părinții, nu știm dacă vom mai putea sta, nu ne permitem bani de chirie. O grămadă de motive din zona aceasta a lipsurilor. Lipsuri pe care societatea, din păcate, nu prea are, să spunem, posibilități să le acopere. Trebuie menționat că situațiile de criză de sarcină apar în toate mediile sociale, adică nu apar doar în cazurile oamenilor cu probleme de sărăcie, cu nivel de educație scăzut, doar în cazul tinerelor necăsătorite, poate apărea la toate nivelurile sociale. Bineînțeles, în fiecare context sunt probleme diferite. Cei care au un nivel economic mai scăzut se confruntă cu lipsa resurselor, cei care au un statut social, o anumită funcție, se pot confrunta. Sunt femei în această situație care se confruntă cu amenințări de concediere, cu amenințări că nu vor fi promovate în funcții, cu amenințări că după ce se vor întoarce din concediu de creștere a copilului le va fi desființat postul, cu incertitudini legate de viață. Sunt persoane care lucrează în medii profesionale care trebuie să fie foarte prezente și atunci se gândesc că poate le va fi afectată evoluția.
pentru toți, pentru toate aceste femei în criză de sarcină, societatea, oamenii pro viață, cei care doresc să sprijine, trebuie să ofere un răspuns. Asociația pe care o coordonez, Asociația pentru Sprijinirea Femeii Însărcinate și a Familiei, a înființat două centre de sprijin pentru femeile în criză de sarcină și părinții care așteaptă nașterea unui copil. Aceste centre sunt în București. În cadrul acestor centre se oferă mai multe servicii gratuite. Este vorba de consiliere psihologică gratuită pentru depășirea crizei de sarcină, asistență socială, ajutor material de urgență, sprijin și orientare către serviciile din comunitate. Ajutorul acesta continuă pe parcursul sarcinii și 3 sau 6 luni după nașterea copilului, cursuri de pregătire pentru naștere, alăptare, îngrijirea copilului, sprijin în găsirea unui loc de muncă, dar e foarte mare nevoie să existe astfel de centre și în alte locuri din țară. Numărul încă este foarte mic, am avea nevoie de câte un centru în fiecare județ. E nevoie de profesioniști care să își pună talentele în slujba vieții, de asistenți sociali, de psihologi, de terapeuți, de medici, de specialiști în diferite domenii care să vină să lucreze, pentru că putem crea un asemenea context împreună, astfel încât să existe în câțiva ani o rețea de centre și instrumente reale de sprijin pentru femeile și familiile care sunt în situații dificile. Chiar mă întrebam, în zona aceasta a persoanelor care au o situație financiară destul de bună, care ar fi de obicei motivațiile pentru o tânără care nu o duce chiar atât de rău din punct de vedere financiar și ar permite, să spunem, să crească un copil fără probleme, în afară de problemele acestea profesionale, ce ar motiva o tânără care practic n-aduce lipsă de nimic să nu ducă o sarcină mai departe? În cele mai multe cazuri este fundamentală atitudinea pe care o are partenerul. Foarte multe avorturi se fac la presiunea partenerului. Iar când partenerul este acolo și susține, femeia prinde încredere. Sunt o mulțime de mărturii care arată într-un mod emoționant. De exemplu, e o tânără tot așa la început de drum care povestește că nu și-ar fi dorit și a promis că niciodată în viața ei nu va face avort, dar a ajuns într-o situație de criză. El nu știa exact cum să reacționeze, cum să se poziționeze. Au fost câteva zile de foc, se ruga să nu ajungă la avort și în cele din urmă el s-a întâlnit cu un prieten din copilărie care a spus: și eu am trecut printr-o situație de genul acesta, uite, am născut copii, suntem bine, acum problemele s-au rezolvat, iar el s-a întors acasă, a îmbrățișat-o și a zis: voi fi alături de tine orice s-ar întâmpla, și atunci toate gândurile ei s-au risipit. E foarte important cum reacționează bărbatul și noi când oferim ajutor, sprijinim femeia, dar dacă el opresează să facă avort, s-ar putea ca frica de a nu pierde relația sau presiunile lui să fie mai puternice decât sprijinul pe care îl oferim noi. De aceea sper ca în următorii ani să existe și programe de consiliere și de suport pentru bărbații care sunt implicați în criză de sarcină, pentru că e mare nevoie și e un rol foarte, foarte, foarte important. Cu alte cuvinte, înțelegem că partenerul din relația aceasta, soțul, dacă e vorba despre soț sau prieten, este la fel de responsabil de decizia pro-avort, la fel ca și femeia care până la urmă se duce, sau tânăra care se duce și face lucrul acesta. Poate că mai responsabil, pentru că uneori presiunile, reacțiile lui cântăresc mult mai mult decât modul în care se poziționează femeia și din păcate există. E delicat să ne aducem aminte de momentele dificile, dar am auzit în ultimul timp inclusiv de două cazuri de femei care s-au sinucis pentru că presiunile erau foarte mari și au zis: decât să-mi avortez copilul, prefer să trec. Deci, practic, autorul moral este de partener. Foarte multe ori, da. Este partenerul. Autorul moral, deci, cu alte cuvinte, vreau să le spun și telespectatorilor noștri și să fie foarte clar. Să nu fim totdeauna gata să aruncăm cu pietre în femeia care face avort. Pentru că societatea, pe de altă parte, este o societate conservatoare. Te-am încă în România. Deși România este cu mult peste media europeană la numărul de avorturi, totuși există comunități unde există un conservatorism foarte bine înrădăcinat și oamenii prețuiesc viața și sunt familii cu copii mulți. Vorbim de zona aceasta bisericii, oameni credincioși, oameni care iubesc viața. Dar și din păcate, în aceste comunități se întâmplă să se dea cu pietre în general în femei și fără să se gândească că de fapt în spatele unei femei care face avort de obicei sau este de cele mai multe ori este un bărbat care o forțează, care o presează, care așa, picătura chinezească apasă și duce la extrem
dorința lui de a nu avea nicio responsabilitate. Cred că cel mai mare păcat pe care poate să-l facă în relația de familie un bărbat, fie că este la început sau mai târziu, este lipsa aceasta de responsabilitate. Să nu-ți iei jugul acesta al familiei, practic să beneficiezi doar de partea aceasta dulce a vieții, fără să-ți iei și responsabilitatea de a întreține o familie, de a face o casă, de a crește niște copii. De aceea aș zice că ar trebui să fim foarte atenți și să ne uităm cu atenție și la bărbați, la fel de bine ca așa cum o facem și la femei. Ostracizarea femeii, aruncarea cu pietre în ea, nu este niciodată soluție, sub nicio formă. Pentru că uneori este cea mai vulnerabilă și este aflată la mijloc în situații de presiune foarte mari. Și spun asta ca persoană care în fiecare zi de 12 ani întâlnesc femei în criză de sarcină, în situații dramatice, în situații complicate. Deseori stau noaptea și mă gândesc cum să le sprijin, cum să fiu mai aproape de ele, cum să le ajut. Și presiunile sunt teribile. Niciodată să nu dați vina pe o femeie care a făcut avort sau care trece prin criza aceasta de sarcină. Dimpotrivă, să încercați să o sprijiniți, să aveți dragoste față de ea, să încercați să fiți alături de ea. Și femeile care au făcut avort, din păcate, trăiesc niște drame teribile. Conștiința lor și durerea pe care o trăiesc sunt suficient de apăsătoare încât să nu mai fie nevoie de judecata celor din jur. Au nevoie de dragoste și de sprijin. Așa este și acesta este și mesajul nostru. Trebuie să primim cu dragoste, cu atenție și să nu aruncăm cu pietre doar de dragul de a găsi vinovatul, țapul ispășitor. Când de fapt, a spune, vinovații sunt și alții din spatele unui asemenea gest necugetat, aceea de a curma viața unui nou născut. Alexandra, mergem puțin mai departe, trecem la un alt argument, care face parte din categoria sănătate. Până la urmă, femeia care dorește să facă avort, a spus că hai să spunem că e cineva care nu are nicio presiune, pur și simplu îi e frică, îi e teamă, mai mult, se spune că o naștere. Acum, bineînțeles, tehnologia din ultima vreme ne permite să vedem fătul cu mult înainte de a se naște. Dar este teama aceea că poate copilul nu s-ar naște normal, ar avea ceva probleme de sănătate. De asemenea, se întâmplă ca mama să aibă probleme de sănătate și mi-aduc anumite de cazuri concrete în care știu situația unei tinere care era într-o fază terminală de cancer, a preferat să nu facă citostaticele care cât de cât îi mai prelungeau viața și a preferat să rămână fără și să ducă sarcina până la capăt și apoi copilul să trăiască. Sunt extreme cazuri, extreme și în categoria aceasta a sănătății. Fie a sănătății mamei, fie a sănătății viitorului copil. Cum privim din punctul tău de vedere atunci când mama se gândește la sănătatea ei, că s-ar putea să-i afecteze, și apoi la sănătatea copilului, când poate sănătatea copilului, știu eu, poate un handicap sau chiar sănătatea la naștere s-ar putea să fie o problemă. Există mai multe paliere ale discuției. În primul rând, e o mare nevoie ca medicii, atunci când au astfel de cazuri, să încerce cât mai mult să găsească soluții prin care să salveze și mama și copilul. Și aici sunt foarte multe mărturii, de exemplu din Statele Unite, de femei care își doreau foarte mult copii, au primit vestea că pot naște copilul cu un anumit diagnostic și imediat presiunea. Trebuie neapărat să faceți avort pentru că acest copil se va naște cu o anumită afecțiune sau că dumneavoastră veți fi afectată. Și au fost multe femei care au zis, dar vreau să găsesc soluții, vreau să văd dacă există operație, dacă pot face o anumită intervenție, dacă poate exista ceva astfel încât amândoi să fim bine și sarcina să fie dusă la bun sfârșit. Și au fost femei care pe cont propriu au descoperit operații intrauterine, cum e de exemplu cu spina bifida. Se pot face operații intrauterine ca să fie rezolvate aceste aspecte. Deci avem mare nevoie în viitor de oameni de știință, de medici, care să-și pună aceste capacități în slujba vieții și să descopere noi intervenții și noi metode de tratament prin care să ajute atât mama cât și copilul. Acum, în ceea ce privește mai există niște lucruri. În primul rând, în România există extrem de puțin sprijin pentru părinții aceștia care primesc vestea teribilă că copilul lor s-ar putea naște cu un diagnostic.
adeseori această probabilitate nu e prezentată ca o probabilitate. Apar diferite persoane care spun sigur o să nașteți un copil cu probleme, sigur o să nașteți un copil care o să fie legumă, neapărat trebuie să faceți avort pentru că nu există nicio soluție. Ori sunt mai mulți specialiști care explică că e vorba de o probabilitate, nu în niciun caz de o certitudine 100%, de o siguranță. Și e foarte important ca acești părinți să aibă acces la programe de sprijin, să existe asociații, să existe centre și neapărat să aibă o rețea, să apară în România cât mai repede o rețea formată din părinți care au copii cu diferite afecțiuni, care trăiesc și se bucură de viața acestor copii și să ofere sprijin părinților care acum află în timpul sarcinii. Din păcate, mi-a povestit o cunoștință ieri de o familie care a făcut avort în cazul unui copil suspect de talasemie pe care o preluase de la ei, de la părinți. Adică un copil care putea trăi foarte bine cu această afecțiune și pe care a preluat-o genetic de la părinți a fost avortat. Și sigur apare discuția pe părinții aceia, nu i-a omorât nimeni că au talasemie, da? Ei trăiesc, s-au bucurat de viața, au o familie, se bucură de dragostea unei familii, de ce și acest copil să nu se bucure? Adică, din păcate, și aici devine și cultura aceasta avortului, care s-a tot dezvoltat în ultimii zeci de ani. Gata, e un copil care poate să aibă vreo afecțiune, trebuie clar aruncat la coșul de gunoi. Nu, fiecare viață e importantă. Valoarea fiecare vieți este infinită. Și cum e și sindromul Down, de exemplu. Copiii aceștia sunt extraordinari, au o putere de dragoste extraordinară. E mare nevoie ca acești părinți să vadă, părinți cu alte care au copii, care cresc copii, care au experiențe, care se bucură de viață și neapărat să fie sprijiniți de societate. E mare, mare nevoie de asta. Dacă vorbim despre sprijinul societății, cred că componenta acestui sprijin ar trebui să fie și conștientizarea. Și vorbeai de cultura pro-avort, haideți să vorbim puțin și de cultura pro-viață. Și cred că aici este domeniul în care tu activezi de mulți ani de zile. Spuneam la început de emisiune că ești o persoană foarte cunoscută în zona aceasta, ai participat la foarte multe evenimente, ai ajutat la deschiderea multor organizații, nu mai vorbesc de cursuri, webinare și tot felul de inițiative dintre acestea din zona pro-viață. Cum crezi că stă România la ora actuală la nivelul acesta cultural pro-viață? Cum vezi tu România? Statisticile nu ne arată într-o, să spun, lumină prea bună când vorbim despre numărul de avorturi, statistic vorbim, și în momentul când mă pregăteam pentru emisiune, mă uitam pe pagina voastră de Facebook, da, România pentru Viața, și am văzut câteva dintre afișele acelea legate de numărul de avorturi de-a lungul anilor. Și m-am uitat la mine la 1976, în care se spunea că 50% dintre femeile însărcinate de atunci au făcut avort. Deci jumătate din copiii care trebuie să fie născuți cu mine în același an nu mai sunt pe pământul acesta. Din punct de vedere al statisticilor spun stăm prost, dar totuși există o cultură și cultura aceasta trebuie să fie dezvoltată. Cum vezi tu? Da, este firesc să pornim de la aceste statistici pentru că asta ne ajută să conștientizăm. De exemplu, eu sunt născut în anul 1993 și la mine procentul a fost mult mai mare. 70% dintre copiii care trebuiau să se nască în acea generație au fost avortați. Și pe lângă faptul că cei mulți dintre ei poate ar fi ajuns specialiști, poate ar fi ajuns oameni capabili în instituțiile statului, în o mulțime de locuri în care să facă bine, există și drama foarte multor femei și a multor familii care au trecut prin această tragedie a avortului. Și, într-adevăr, trebuie să fim conștienți, să fim recunoscători pentru darul vieții. De aceea noi invităm pe oameni atunci când se implică cu atitudinea aceasta de recunoștință să se implice și să își dorească să sprijine femeile în criză de sarcină. Dar problematica aceasta culturală pornește mai de mult. Începusem să vă spun la un moment dat în emisiune de perioada de dinainte de venirea comunismului, în care implicarea oamenilor în comunitățile locale era foarte puternică, purtau de grijă femeilor însărcinate, femeilor care au născut, existau tot felul de obiceiuri prin care în perioada aceasta de după naștere femeile din sat se adunau la femeia care a născut, o vorbeau cu ea, îi aduceau mâncare, aduceau anumite lucruri necesare acelei perioade. Exista această o grijă și chiar obligație
a comunităților de a se implica, de a fi alături oamenii, să susține unii pe alții. Ei, după ce a venit comunismul, așa cum spuneam, s-a desființat sistemul de asistență socială, statul a avut această atitudine ideologică că el preia nevoile, că este capabil să gestioneze nevoile oamenilor. Însă, din păcate, această atitudine nu s-a bazat pe o grijă față de oameni, ci pe o atitudine strictă de propagandă și ideologică. Și aici putem să vedem două lucruri. Practic, în momentul în care statul comunist a desfințat comunitățile locale, a început să încurajeze o responsabilitate. Adică oamenii indirect au început să creadă și gândul acesta s-a adâncit că nu este treaba lor să se ocupe de anumite probleme, nu este treaba lor ce se întâmplă cu cei din jurul lor. Și de la nu este treaba mea, până la faptul că s-a legalizat avortul și s-a promovat această indiferență și banalizarea avortului, au fost în România, sunt peste 23 de milioane de avorturi, fără ca aceste cifre să includă avorturile făcute în clinicile private, avorturile medicamentoase și avorturile făcute de românii plecați la muncă în străinătate. Deci această dramă a avortului nu s-a făcut doar printr-o lege, s-a făcut printr-un sistem care a disprețuit profund viața copiilor născuți și viețile femeilor însărcinate, care a promovat o irresponsabilitate și o indiferență care se simte și acum la 30 de ani distanță. Sunt foarte multe femei însărcinate care spun, domnule, acum nici nu mai îmi dă nimeni nici loc în autobuz sau un loc în față la casă. Adică există uneori o atitudine așa de indiferență destul de mare și nu putem schimba aceste lucruri decât dacă ne întoarcem la implicarea individuală și locală și dacă recreăm aceste comunități, dacă ne implicăm fiecare acolo unde suntem și facem ceva în sprijinul vieții, dacă deschidem proiecte, deschidem centre de sprijin, deschidem programe și totul pornește de la acest lucru și spun când merg în anumite comunități sau țin prezentări, vedeți o femeie însărcinată, zâmbiți și spuneți o vorbă bună. Nici nu știți cât poate ajuta și dacă femeia respectivă are o problemă în acel moment, s-ar putea să vină să vă spună și să puteți să o sprijiniți. E foarte important. Nu știu, s-ar putea chiar schimba viața unui om printr-un singur zâmbet. Există o experiență, mi se pare că la Cluj, acum câțiva ani, există acest proiect Flori pentru Mame și o voluntară pro-viață dădea flori pe stradă cu un mesaj pro-viață și era chiar o femeie care se ducea să facă un avort și a fost impresionată de acel mesaj de sprijin și a renunțat. În experiența ta de consilier pro-viață, ai avut ocazia să asculți foarte multe povești, foarte multe, să spunem, întâmplări din viața personală, poate din cele mai intime gânduri pe care o femeie care se află într-o criză le poate avea. Și ar vrea să vorbim așa, spre finalul emisiei acum, de o experiență care poate te-a marcat, sau două experiențe. Ceva acolo unde tu simți că vorbele pe care le-ai zis, gândurile, zâmbetul pe care l-ai oferit în anumite momente au dus la schimbarea atitudinii și a deciziei persoanei cu care stăteai de vorbă. Deci o poveste de succes, dacă ne-ai împărtăși, ar fi foarte bine. Pentru că, până la urmă, spuneam, indiferent cât am vorbit noi, teoretic știm unde ne știm ce e bine, putem demonta orice argument pro-avort, dar până la urmă, experiența de viață spune cuvântul. Nimic nu se compară că atunci când cineva spune, da, și eu am vrut să fac asta, dar nu am mai făcut pentru că am stat de vorbă cu Alexandra, am stat de vorbă cu alt consilier, am asistat la un program de consiliere. Deci sunt multe experiențe pe care tu le ai. Dacă ți-aduci aminte, Alexandra, ai în minte un exemplu, te rog frumos să-l împărtășești cu noi, pentru că, cu siguranță, acestea sunt cele mai apreciate momente, să știi. Nimic nu se compară cu experiența de viață. Aș vrea să spun, înainte de a povesti o situație, că fiecare poate face ceva. Fiecare poate discuta cu o femeie în criză de sarcină, fiecare poate sprijini. Și atunci când o femeie în criză de sarcină simte că tu trăiești cu ea durerea și ești alături de ea în acea criză, care e profundă, uneori e foarte complexă, foarte complicată și foarte adâncă, e un ajutor foarte mare pe care îl oferi. Am întâlnit situații uneori dramatice, pentru că uneori ajung din ce în ce mai multe sunt în ultima perioadă cazuri de criză de sarcină cu tinere care vin din situații de violență, din relații abuzive, cu nivel mare de dependență emoțională, cu situații de violență acasă, au crescut într-o familie dezechilibrată. Zicem noi că uneori că avortul sau criza de sarcină sunt un fel de vârf de iceberg, sunt foarte multe probleme în spate. Femei victime ale traficului de persoane, femei obligate să facă prostituție. Sunt probleme foarte dificile uneori cu care luptăm.
dar faptul că ne dorim să ajutăm și că suntem acolo uneori la orice oră din zi și din noapte e foarte important. Și mai e de menționat că succesul, ca să spun așa, e în primul rând succesul femeii care reușește să depășească criza și să capete putere, nu se datorează unui singur om. Noi lucrăm în echipă, sunt mai mulți specialiști care intervin și mai ales ne bucurăm de sprijinul celorlalți, pentru că dacă oamenii n-ar ajuta, n-ar dona către aceste centre, noi nu am putea să ne desfășurăm activitatea și să ajutăm femeile în crize de sarcină. Iar ca să mă întorc la întrebarea pe care mi-ați adresat-o, mi-a venit acum în minte un caz de acum 2 ani sau 3 ani, aveam un stand de informare pe dealul Patriarhiei. Și într-o seară îmi pregăteam să închidem standul și a venit o doamnă și mi-a spus: bună, Alexandra, mă cheamă. Și mi-a zis cum mă cheamă, era un nume foarte rar, instantaneu mi-am adus aminte de unde o știu și cine este. Și mi-a spus: uite aici o fotografie. Mi-a arătat pe telefon o fetiță blondă cu ochi albaștri de 4 ani și mi-a spus: în urmă cu 4 ani ați ajutat-o pe nepoata mea să depășească o criză de sarcină și aceasta este fetița care acum se bucură de viață datorită sprijinului vostru. Mi-a povestit, era ce se întâmplase, era o tânără în criză de sarcină, 17 ani, dintr-un alt oraș, ne-a sunat că nu știe ce să facă, o situație foarte delicată cu părinții. A doua zi dimineață cineva o programase mai mult forțat la avort. La ora 5 dimineața am luat o prietenă în mașină, am plecat acolo, am vorbit cu ea, am vorbit cu familia, am vorbit cu părinții, era așa o situație dificilă și material și social, se gândea că o să fie clasa 12, o să dea bacalaureatul, cum o să se descurce, ce o să zică cei din jurul ei, ce o să zică colegii de școală. Și până la urmă a decis să păstreze sarcina, noi am sprijinit-o și a născut copilul, fetița este bine, ea a găsit un partener cu care cred că s-a și căsătorit, care a iubit-o și pe ea și pe acest copil și e o bucurie, e o experiență de viață frumoasă, știind că ai contribuit la salvarea unor vieți și la binele unor femei însărcinate, pentru că întotdeauna grijă ai față de și de mamă și de copil. Cât de frumos, cât de frumos. Îți dai seama, mă gândesc la arhitecți când trec pe lângă un bloc sau o casă la care au lucrat, la care probabil l-au avut în minte și l-au pus pe hârtie. Când trec pe lângă acel edificiu și zic: uite, asta a fost și la mine pe birou, la care aici eu am făcut asta ca să fie așa. Ce frumos e pentru tine și să vezi că un copilaș pe care îl vezi să zici: uite, domne, și eu prin ceea ce am făcut, prin umila mea contribuție, am ajutat ca acest copil să trăiască și să fie, uite, în fața noastră aici, să arate și să ducă viața mai departe. Extraordinar. Să știți că fiecare poate face ceva, inclusiv un arhitect. Adică noi am deschis al doilea centru, Centrul Sfânta Elena, și arhitectura, amenajarea a fost făcută de arhitecte, de Alexandra Mihailciu, care și-a pus timpul și energia la dispoziție gratuit și a creat un mediu foarte cald în care oricine intră în centru spune că se simte bine primit, simte grijă și atenție și iată că munca ei are un impact direct asupra femeilor în criză de sarcină într-un mod neconvențional, dar foarte util. Adică, indiferent de profesie, s-ar putea să găsești ceva util să faci. Aș spune că fiecare dintre noi poate fi un activist pro-viață, nu la nivelul de consiliere sau, știi eu, consultantă de specialitate, da? Dar cel puțin făcând ceva, ajutând, cumpărând un kit pentru un copilaș, ajutând centru cu o sumă de bani, da, o donație către centru, către centrele voastre, acum sunt deja două pe care le aveți. Mai mult, orice altă activitate, orice alt ajutor, nevoi sunt de tot felul, așa că fiecare dintre noi poate, și mai mult, inclusiv direcționarea către voi. Sunt, cred că, multe persoane care ar vrea să ajute, nu știe unde să sune, nu știe cu cine să vorbească. Mai ales că există și jena aceasta. Probabil, cred că ai întâlnit de multe ori și persoane care le jenă să stea de vorbă. Cele mai multe cazuri ajung la noi pentru că cineva a fost acolo și a făcut o punte între problemele și nevoile lor și existența centrului. Și lucrul acesta este extraordinar. Adică dacă întâlniți o femeie în criză de sarcină, simțiți că poate nu puteți să o ajutați, faceți legătura cu centru și veți contribui în mod extraordinar la salvarea universului, doar cu un telefon sau cu un sfat. Alexandra, îți mulțumesc foarte mult pentru seara aceasta. A fost o emisiune așa cum așteptam, extraordinară, foarte multe informații. Practic, cu ajutorul tău, toate aceste argumente pe care ți le-am adus s-au demontat a fi, practic, ușor de demontat, indiferent de ce ar zice cineva, oricât de mult ar încercat cineva să aducă
să spunem, explicații pentru a ucide viața cu un mic copil, nu există o explicație și nu există un motiv real. Există o soluție pentru fiecare. Fie că vorbim de existență, fie că vorbim de probleme sociale, fie că vorbim de drepturi, fie că vorbim de orice altceva, da, de carieră, de familie, de tot ce înseamnă dezvoltarea noastră, emanciparea femeii în special, toate aceste lucruri se pot dezvolta odată cu nașterea unui copil. Așa că nimic, a spune eu, nu stă în calea nașterea unui copil, dacă într-adevăr se dorește lucrul acesta. Sprijiniți viața și o să vă bucurați. Peste ani copiii aceștia și mamele acestea vă vor mulțumi și e o bucurie foarte mare atunci când întâlnești copii sau femei, mame care au beneficiat de un ajutor la un moment dat din partea unor oameni și sunt bine acum și au altă perspectivă asupra vieților. La fel zic și eu, cred că nu puteam încheia emisiunea mai bine decât cu acest îndemn: sprijiniți viața, sprijiniți nașterea copiilor, sprijiniți femeia, sprijiniți familia. Așa că, Alexandra, noi îți urăm succes și te mai așteptăm la o nouă ediție. Bineînțeles, avem multe de discutat, urmează un an destul de greu, poate chiar mai greu decât anul trecut și cu siguranță deja voi, Organizația România pentru Viață, plus celelalte organizații pro-viață din România, v-ați gândit la o serie de activități, activități pe care le vom discuta cu siguranță într-o altă emisiune. Mulțumesc tare mult pentru invitație. Stimați prieteni, încheiem emisiunea din seara aceasta. Îi mulțumim domnișoarei Alexandre Nadane pentru prezența în emisiune și de asemenea vă mulțumim și dumneavoastră pentru timpul acordat. Până data viitoare, noi de aici vă salutăm și vă spunem la revedere!